Capitolul 17. Minciuna Locotenentul Drăgan, cu mâinile în buzunare, privea pe fereastră. Vântul sufla nedomolit. Totul îi se părea străin. Casa, priveliștea și chiar figura maiorului. O mână de oameni izolați sub un clopo de sticlă. Încercă să-și coloreze imaginile căutând reprezentări tonice. Portocali în floare undeva în Egipt, un soare cărnos, roșu, așa cum găsești doar în deltă o pălărie imensă de paia zvârlită pe plajă, ci într-o dimineață de primăvară. Ce-i cu dumneata?" Locotenentul tresări ușor și se apropie de cămin. Cristal cercetă în liniște, clipide câteva ori și declară pe gânduri. Mi se pare fantastică povestea asta cu Panaitescu. Un an și jumătate de auto autorecluziune într-o odaie de 16 sau 20 de metri pătrați..." trestărind la orice zgomot. Un an și jumătate în care te simți spândit, urmărit și practic n-ai ce aștepta. Te poate trăda un strănut, zgomotul unei pagini întoarse sau un vecin curios. Ce coșmar! Cu cât ți se părea mai îngrozitor penitenciarul, cel puțin acolo nu te mai temi. Iar frica, frica prelungită, mi se pare insuportabilă. Se uită mai atent la drăgan, Asculta politicos, dar absent, preocupat de altceva. Ce vrei să-mi spui? Mi-aș putea îngădui, Drăgană-și căuta cuvintele, e o sugestie. Desigur, dragul meu. Mă gândeam că ar fi bine să-l întrebăm pe Mircea Gheorgheu cum s-au petrecut lucrurile în noaptea primei crime, mai exact în momentul crimei, clar, precis și fără economie de amănunte. Maiorul râse încetișor. Îți închipui probabil că până acum ne-am pierdut vremea ascultând biografii presărate cu istorioare triste. Nu contesta. O să discutăm cu Gheorghiu. Ai încredere în el? Oricum e singurul care a denunțat șantajul din proprie inițiativă. Mi s-a spus mereu că o atitudine sinceră trebuie prețuită. Nu sunt eu omul care să dărâme axiome, declară liniștit Cristea. Și apoi, o complicație conjugală stârnită de descoperirea unei pensii de întreținere camuflată nu te poate împinge la crimă. Deci, îl absolvi? Nu știu în ce măsură opinia mea prezintă importanță, dar eu îl consider inocent. Înțeleg, zâmbi maiorul. Un surâs incert, mai mult o adiere pe fața obosită. Să încercăm. Marcela Gheorghiu, Crăpăușa și locotenentul Lăcrămiță își amintia amuzat de manevra bătrânilor comisari de pe vremuri care își strecurau reflex, bastonul în deschizătură pentru ca cel avizat, dând cu ochii de poliție să nu le poată trânti în nas. Îl pofti într-o sufragerie destul de încăpătoare, cu mobilă de preț, izbea ordinea pedantă, lipsa de fantezie și a amănuntelor care dau viață unui interior, simetria monotonă. Te puteai les ne imagina într-o expoziție. Femeia îl abordă direct. S-a întâmplat ceva cu soțul meu? M-am întors azi dimineață de pe teren și n-am știut ce să cred. Nu obișnuiește să lipsească nopțile. Locotenentul îi privi chipul palid, maxilarele puternice, ochii limpezi, dar reci, pieptănătura fără gust și o califică fără să ezite drept o soție incomodă. Nu vă speriați, e la tâncăbești. Din cauza vremii s-a blocat șoseaua. Îi puteți telefona de altfel. Oh, dacă v-ați deranjat numai pentru atât, râse. Dar se vedea că nu face prea des. Vă mulțumesc foarte mult. Bine că e acolo. Avocatul Olaru și lui Gestratian au fost asasinați. Anunță brusc la crămiță. Ah, așa? Făcu ușurel Marcela Gheorghiu, și se lăsă pe scaun. Îi cunoașteți de mult? Știu eu ce să vă spun? Savantul își frânge degetele neputincios. Când a murit Olaru, asta a fost ieri noapte? Dumnezeule, parcă au trecut săptămâni. Când am auzit împușcătura, eram în odaia mea. Singur? Se interesă dragan. Da, Luigi ieșise de câteva minute. Sau poate mai mult, nu țin minte exact. Cine se afla pe culoar? Cred că toți. Se îmbulzeau care mai decare la ușa lui Virgil. Încercați totuși să-i identificați. Gheorgheu mimă o reflecție concentrată cu pumnii duși la tâmple. Se uită confuz la Cristea cerându-i ajutorul. Acesta privea pe fereastră. Păi, Alexandra, în orice caz, dar n jura. Poate că era Monica? Sunt două siluete imposibil de confundat. Aveți dreptate roșii savantul. Cred că erau amândouă. ah exclamă cu sentimentul unei revelații. După aceea a venit Eleonora. Alergase pe scări. asta e sigur. Trăgea de noi ca să poată intra în dormitor. Ne interesează cine se afla în prag. Cam trei-patru inși. Iertați-mă, dar nu pot aminti cine lipsea. Parcă Mihailă. Inginerul? Da, adică nu. Era acolo. Nu puteam să văd din cauza lui. Dar și Stratian era un tip înalt. Zâmbi parcă cerându-și scuze. În clipele acelea vă dați seama. Locotenentul respira adânc. Firește! Poate că împrejurările celei de-a doua crime vă sunt mai limpezi. N-au intervenit alte evenimente care să se suprapună. Azi noapte, azi noapte, îmi amintesc. Tocmai ieșisem la toaletă. Mergeam singur pe culoar și parcă mi-era teamă. E foarte întunecos. Am văzut umbra lui Mihăile intrând în birou. Biroul lui Olaru, accentuă Drăgan. Exact, comunică cu dormitorul unde se culcase Stratian. Dacă nu-i repugnau dobitocii, acum trăia. Apoi am observat pe Monica. Încerca ușa. Care ușă? De la dormitor. Părea să ezite. Atingea clanța, dar nu se hotăra să pese. Am remarcat un lucru curios. În buzunarul rochei i-a ceva greu. Un moment, interveni, Cristea. Unde erați dumneavoastră când ați observat toate acestea? În pragul toaletei, la celălalt capăt al coridorului. Adică în dreapta biroului și-a dormitorului, preciză locotenentul. Așa e. Mulțumesc, puteți continua. După aceea a ieșit Alexandra din odaia Eleonorei. Se îndrepta tot spre dormitor și Monica s-a ascuns. Eu am intrat în toaletă, iar după câteva minute am auzit împușcătura. asta e tot ce ne puteți spune? Păi ce să vă mai spun? Gheorghiu își rotea ochii înspăimântat. Când am ieșit, erau din nou îngrămădiți cu toți acolo în prag. Altceva nu mai știu. În concluzie, făcu locotenentul, toată lumea mișuna prin preajmă, iar persoana cea mai suspectă vi s-a părut Monica Ciuvăț, care avea ceva în buzunar. Cristea se ridică. Cred că și asta e o impresie. Drăgan și Gheorgheul priviră uluiți. O impresie? Repetă maiorul. Nu putea să o vedeți, să vedeți buzunarul arhitectei din poziția în care vă aflați, respectiv în dreapta dormitorului. Monica are buzunarul unul singur în stânga ok, orientat pe șold. Mă rog, ăsta e modelul. L-ați fi observat doar dacă ați fi stat cumva în stânga ei. Deci de la cealaltă toaletă ca să nu mai comentez condițiile de luminozitate. Cred că acolo mă aflam la cealaltă. mă confuz savantul. În cazul ăsta, vă era practic imposibil să remarcați mișcările celorlalți. Aveți dreptate. M-am zăpăcit. Să nu vă închipuiți cumva că nu vreau să vă ajut. Nu mă pot aduna. Mă gândesc tot timpul la acela. Ce-o fi crezut când nu m-a găsit acasă? Doamne, numai de n-ar afla! Marcela Gheorgheu își cu palma peste fruntea boltită o situație cu adevărat neplăcută. Biata Eleonora! Probabil că suferă îngrozitor. Credeți că pot să iau legătura cu soțul meu? Locotenentul Lăcrămiță se ridică zâmbind. Desigur! Drăgan întinse receptorul maiorului. Pentru dumneavoastră! Cristea, siluetă suplă, vulnerabilă, ușor adusă din spate, îl apucă neglijent. Ascultă un sur, cu un surâs incert. În regulă, la crămiță, mulțumesc! Apăsă pe furcă și se întoarse spre Gheorghiu. Ce spuneți? M-ați obligat foarte mult dacă ce la nevastă mea n-ar afla. Of, 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 suflă maiorul. Îmi pare sincer rău, dar nu vă pot servi. De ce? Întrebă în șoaptă savantul. Pentru că doamna este de mult informată despre existența copilului. Chiar dumneavoastră ați informat-o. Mai mult, afirmă că, înainte de a pleca în delegație, a expediat personal prin mandat poștal pensia datorată pe luna aceasta. Așadar, domnule Gheorghiu, motivul pentru care era șantajat este altul. Mi-ar plăcea să-l aflu, dar bănuiesc că acum sunteți prea obosit. Capitolul 18. Mărturisirile Alexandrei Înainte de a intra, locotenentul Lăcrămiță aruncă o privire printre anourile gardului de fier forjat. Curtea era îngropată în zăpadă, dar statuile grațioase, băncile de piatră și bolțile înalte, unde, desigur, primăvara se împleteau ghirlande de trandafiri, sugerau ceva din paradisul grădinii sub soarele lui mai sau iunie. Prin fereastra deschisă răzbăteau zgomote ciudate pe care locotenentul nu reușea să le identifice. Abia în fața ușii înțelese că ceea ce se auzea era de fapt o frază muzicală reluată la infinit. Nu îi iese treaba asta, conchise zâmbind lăcrămiță. La opta încercare neizbutită, locotenentul sună. Muzica încetă brusc. Auzi pași precipitați, fu examinat prin vizor și, în sfârșit, o tânără neobișnuit de înaltă îi deschise. Era foarte slabă, iar părul oxigenat, negru la rădăcină, în cadra strident chipul Oacheș. Fata își zbârci nasul lung cu orientare nehotărâtă și se interesă afectat. Pe cine cauți neatale? tale? Lăcrămiță improvize ceva despre niște măsurători pentru spațiul locativ. Fata o luă înaintea locotenentului, bățâindu-se nesigură în pantofi înalți, cu cel puțin un număr mai mic și îl conduse într-un salon așelegant. Piese stil, tablouri bune în rame splendide, agățate foarte jos, un covor albicios și o oglindă imensă sub care stătea patefonul. Nu era greu de ghicit că repetițiile se desfășurau acordându-se atenția cuvenită mișcării scenice. Sunteți cântăreață?" se interesa amabil locotenentul. Tânăra își țuguie buzele. Păi, până una alta cântă în cor la Ateneul Popular, da, poți să ajung solistă, da, i-am văzut după plăci." E o idee, altceva. Ce mai faceți? Mersi bine! Zâmbi politicos, fără nicio intenție de umor. Avea incisivi de viplă. Întrebam, cu ce vă mai ocupați în general? A, o ajut pe doamna Alexandra la menaj. Aha, înțelese la crămiță. Cârpele de pe ea sunt, desigur, ale doctoriței. Bănuiesc că ar fi încântată să afle că le îmbracă în lipsa ei. Cum vă numiți? Floran sau Vădanei? Florans, frumos nume, muzicant, preciză fata. Doamna Alexandra mi l-a dat, zicea că Florica nu face de mine. Locotenentului veni să râdă. Și după aia, ca orice cântăreață, trebuie să ai nume. Categoric. Florans, înfierbântată, continuă emițând opinii personale în legătură cu muzica. Lăcrămiță de absen din cap, privind în jur. În fond, ce caut? Inventaria mobilierul elegant, glastrele risipite peste tot, dormitorul alb pe care îl vedea complet prin glazvandul deschis. Îi atras atenția fotografia mare a doctoriței agățată deasupra unei comodă. să i surprinse privirea. Să nu-mi spui că îți place!" Cine?" Alexandra, frate! Noi oi fi nici eu, Daniel, dar eu, da, nu mă dau pe zece ca ea!" Ar fi păcat!" surse la crămiță. Geme garderobul de lux, domnule, dar ce folos! Să uită careva la matracuha asta? Nu se uită? Neam! Și să vezi ce de desubturi poartă! Iete! Își săltă pudicătivul rochei descoperind ante la fina unui furou. Numai broderie! Probabil intervenire pe de locotenentul. Sunteți în relații foarte apropiate. Dacă vă împrumutați lenjeria intimă. Eh, ah, cum să, cum să! Eu pe a ei ia pale mele dacă îmi cere nu mă dau în lături. Firește! Trebuie deci să înțeleg că după dumneavoastră doamna duce o viață retrasă. Cum adică după mine? Întâi eu și pe urmă... Pricepu. A, cucuvea pusnică, o încetate în cetate. Servici casă și iar sărvici, mă rog, n-aș vrea să o crezi. Eu n-am obiceiul să mă apretez. Sunt convins. Unde lucrează? la filantropiei. E medică chirurgă. Căsătorită? Ah! Clătină din cap cu compasiune. Și nu știi cât face la casa omului. Mă iers de vorbă proastă un crac de izmană. Te dacă n-are trecere? De măsură fotografia. Nare? are Păi, uite, așa cum mă vezi? Dumneavoastră arătați foarte bine. Mersi! Șase luni s-a ținut de capul meu fane caloriferistul. Dar numai el, da, administratorul da, costică mă ce da, mă rog, nu poți eu să spui că e artist și-l cunoaște lumea. Ei, când o să ajungeți, vedetă? Apropo, ați mai cântat? Am cântat, am cântat odată la ea, în ferentari. Se îmbolnăvise una de gâl și i-am ținut locul tot zicea că eu promit. Bravo! acolo lucrez cu radio, nu mai spune. Am luat deja de câteva ori legătura cu domnul Ilie Buzatu. O persoană foarte distinsă. Regizor? No, pompier! Chiar de la prima probă mi-a zis că am temperament. Duminică la patru ne întâlnim iar în cizmiciu. Chestia e spre ce? Mă îndrept că am atitudini și de ușoară și de populară. Lăcrămiță schiță un gest nedefinit. Peretele pe care doctorița și agățase fotografia îi atrăgea în mod constant privirea. Ceva nu e în regulă. Să fie un viciu de arhitectură? ca ai fi doamna zău așa. Cum adică? Păi nu mai nea ei una, două și tot într-acolo să uită. Trei așa de un senin și odată o vezi că întoarce capul. Locotenentul se apropie, ciocăni ușor zidul în diferite puncte, scoase o ruletă, făcu câteva măsurători de circumstanță, apoi se întoarce la zid. Doctorița zâmbeatul burător din fotografie. Da, Aici e o nișă sau un culoar. Ieșisem cu Mihailă să vedem dacă există vreo șansă de a pleca. Și atunci am observat, de fapt, el mi-a atras atenția că cineva ne se cauciucurile. Îți spun sincer, ne-am gândit imediat la Stratian. Nefericit o avea pasiunea farselor idiote. Maiorul se uită lung în ochii doctoriței. De ce nu mi-ai spus nimic? Alexandra ridică din numere obosită. Au intervenit atâtea de atunci, n-am mai dat importanță. i am imaginat chiar că ar putea fi sprava copiilor din sat. Hmm, făcu sceptic Cristea, opt cauciucuri? Greu digerabil. Nu înțeleg de ce-ți bas capul. La urma urmelor, față de tot ce s-a întâmplat, e un fleac. Nu cu asta-mi bat capul, șopti maiorul. Tăcu gemuit lângă foc, te dintr-o dată. Femeia auzi viscolul zgârind cu unghii de gheață geamul și brusc a avut certitudinea că nu va mai rezista. O cuprinse panica rece, spaima irațională, care te determină să te arunci pe fereastră înainte ca focul să ajungă la etaj, întrucât nu mai poți suporta așteptarea. Nu uita că ești o macarie! Și pentru prima oară de când își aducea aminte, îi se urcă pe buze o înjurătură cumplită își încrește fălcile și turnă coniac în pahar. Alcoolul alunecă șerpuitor, fierbinte, îi dogorâ obrajii. Cristea ridică privirea, întrebă blând. Crezi că asta te ajută? Nu trebuie să mă ajute, râse Alexandra. Nu are de ce. Aș da mult să-mi închipui același lucru. Sunt sincer. În fond, ce-mi reproșezi? Maiorul zâmbi. Un zâmbet fios, tremurat, am auzit de sute de ori aceeași întrebare. De fapt, ea se traduce astfel. Ce știi exact despre mine? Evident, lucruri care nu avantajează. Îți încredințez un mic secret profesional. În orice anchetă, întrebarea aceasta reprezintă un gem, iar intențiile anchetatorului și ale anchetatului în legătură cu el sunt diametral opuse. Unul trage de capătul liber, vrea să-l desfacă celălalt se opune din răsputeri ca să păstreze gemul intact. Desigur, ambii se facă nu observă. Eu am observat, spuse doctorița încet, și nu o ascund. Dar continui să ții gemul strâns, mă eviți în permanență, te eschivezi sistematic, confirm forțată de împrejurări că ai fost șantajată, apoi sinceritatea dumitale amuțește. Îmi strecori chiar mici inexactități, A, apropo de ciorapul prins fără lumină, în camera Eleonorei și altele și altele. Parcă te-ai să mă faci să-mi închipui tot ce e mai rău. Fac eforturi să-mi țin în frâu imaginația. Căută deschis privirea doctoriței. Ce miză fantastică ascunde jocul ăsta Alexandra! Femeia și-a prins o țigare și expiră fumul cu ochii pe fereastră, un salcâm de sănalinii frânte pe cerul alburiu. E o poveste lungă și penibilă, povestea unui om nefericit. Nu, nu o dramatizez. Nefericit? Dumneata? Înregistră abstract plecarea locotenentului Drăgan. Pășa în vârful picioarelor, iar ușa se închise în urma lui, fără zgomot. Avu un gând răzleț pe care îl uită aproape imediat. E un băiat delicat. Repetă. Dumneata, un om nefericit? Ai tot ce-și poate dori o femeie o profesiune splendidă, inteligență, tinerețe și... Zâmbi nostalgic, trebuie să ți-o spun cât ești de frumoasă. Doctorița surâse, un surâs crispat care ignora complimentul. Aruncă țigara în cămin. Îmi pare bine că a plecat sub alternul dumitale. E un tânăr simpatic, dar e prea tânăr. Pentru el o femeie ca mine nu-i decât o babă. Nu, nu, credem. La vârsta lui judecam la fel. Orice lamentare pe temă sentimentală după 30 de ani, o aberație care te umple de ridicol. Copii ăștia nu ne înțeleg. Au alți parametri și, degeaba, râzi, parcă alte glande. Și noi am fost la fel. Ne-am schimbat doar optica. Acum privim la ce am lăsat în urmă și ni se pare că nu mai recunoaștem nimic. Ți-am spus eu că ne-a speriat dezintegrarea atomului iar ei consumă chestiile astea la cafea cu lapte. Peste 20 de ani vor judeca așa cum judecăm noi acum și se vor mira al naibii. Doctorița respiră adânc. Da, reluă. E o poveste lungă, s-ar putea să te plictisească. Te rog. Adinea urmei da să înțeleg că sunt o ipocrită. O ipocrită sau o ingrată. Maiorul încercă să-i spună ceva, dar femeia îl opri. Lasă-mă să vorbesc acum cât mai pot să o fac. Viața, ți se pare, mi-a încărcat brațele cu flori, ramuri de liliac și cireșii ăia japonezi care-ți plac dumitale. Râse scurt. Îți trece prin minte cum mi se spune la spital de la director până la toantele de îngrijitoare cu patru clase? Piază rea. Mă mir că n-ai aflat. O știu și pacienții. Zilele trecute la contravizită consultam o bătrână. Și-a retras brațul urlând. Nu pune mâna pe mine. Vreau să mai trăiesc. Cretini. Cretini superstițioși. Prima întâlnire cu un bărbat e și ultima. I se șoptește confidențial. Trei bărbați îngropați înainte de a fi împlinit un an de căsătorie. Știu, mă înșerie, absurd, dar e o realitate. O realitate matematică. Omul și groapa. Exagerez, desigur. Spuse Cristea respirând greu. Uneori împrumutăm fără să ne dăm seama opiniei publice gândurile noastre cele mai intime, coșmarurile noastre. Sunt accidente nefericite pe care psihicul dumitale surmenat le răstălmăcește. Știi ceva? Nu-mi place să mă enervez. După ce mi-au asasinat viața intimă, îmi distrug cariera. Medicul care nu -i inspiră încredere e un ratat. Când înspăimântă, e un ucigaș. Își turnă iar coniac și se apropie de fereastră. Idiotă vreme. Tăceau amândoi. Vântul continua să zgâlție ferestrele, izbind obloanele de zid. O coincidență blestemată. Relu într-un târziu, Alexandra, fără să se întoarcă. Trei căsătorii cu trei bărbați care au murit. Atât. Și într-o zi, când pierduse orice speranță, a apărut el. Și dintr-o dată viața a încetat să mai fie un coșmar. Nu cred în predestinare povestea aceea cu cele două jumătăți care se caută o consideră o legendă romantică, simbolizând un deziderat sau cel mult o speculație cească. Cert era că noi doi ne întâlnisem. După nenorocirile prin care trecusem, simțeam nevoia unei jertfe de recunoștință. Dacă aș fi crezut, aș fi dăruit. De pildă, o mare sumă de bani biserici, așa cum anticii duceau ofrande costisitoare zeilor amabili. În perioada aceea, interveni Cristea, mi se pare că ne-am cunoscut noi. Doctorița înclină capul. Nu știi ce fericită eram. După primul an de căsătorie, anul de probă, cum îl considerau colegii mei, se făceau pariuri, moare, nu moare. Lucrurile intraseră în normal. Memoria oamenilor e fragilă. Se întoarse. Îți poți imagina ce înseamnă ce însemna pentru psihicul meu traumatizat, idioțit de temeri și superstiții, dragostea duioasă a unui bărbat? Când eram alături de el, pluteam. Cred că ăsta e termenul. Ca și cum viața mi-ar fi refuzat totul pentru ca, la un moment dat, dăruindu-mi totul, să mă copleșească de fericire. Existența, cred eu, nu se compune din evenimente mari. Acestea vin și punctează o viață creând un calendar subiectiv. Viața după mine este o înșiruire de zile anonime, de fapt mărunte. Din rezultanta lor poți conchide dacă ai fost fericit sau nu. Maiorul o privea cu atenția concentrată, fără să clipească. În anii aceia, continuă doctorița, abia așteptam să mă trezesc dimineața să-i văd ochii. Ochii mari de copil, surâsul cu minte. Somnul mă frustra. Se spune că omul e fericit cel mult câteva minute într-o viață. Eu am fost doi ani, zi de zi, clipă de clipă. Am avut totdeauna capacitatea de a mă bucura complet, fără rezerve, de fericirea pe care o trăiesc. N-a trebuit să înceapă ploaia pentru a-mi da seama cât de strălucitor fusese soarele cu o zi înainte. Omul acesta a avut mare vocație a îndrăgostitului statornic. Nu o dau doi bani pe mobile, pe mobile, și, apartamente cu șapte camere, pe mercedesuri. Un buchet de flori? Știu. v a plictisit de povestea asta, mai ales când aduce schenzina intactă acasă. Alarmă sinceră pentru o gripă banală, trei telefoane în nopțile de gardă. Mi-era dor să te aud, casa e pustie. Scrisori de dragoste. Oamenii s-au abrutizat. Da, Astăzi sunt profund nefericită, dar cred că am trăit cea mai frumoasă poveste de dragoste. Se auzea doar vântul, asaltând ferestrele șubrede, torsul monoton al flăcărilor. Maiorul își răsucea mecanic, verigheta. Alexandra privea departe, pe fereastră. Apoi lăsă capul în jos. Îi se vedeau ceafa și agrafele de aur din coc. Nu te simți bine? întrebă Cristea. Ce a fost mai greu a trecut? Își ridicase fruntea, ochii străluceau. Apoi? Doctorița oftă și-a -și prins altă țigară. Apoi? Ai dreptate. Întotdeauna intervine apoi. Ca să înțelegi, trebuie să-ți vorbesc întâi despre el, despre complexul lui psihic. Era un tip ciudat. Ciudat pentru noi, mecanisme disciplinate ale secolului 20. Ceea ce simțea și voia omul acela poate părea anormal. Un aventurier? Alexandra își răsfiră părul cu degetele. Într-un limbaj uzual? Da, un aventurier. Dar era mai mult decât atât. Un suflet de copil nomad, un neliniștit. Iubea lucruri absurde. Visa situații ieșite din comun care pot stârni ilaritate. M-am gândit de multe ori dacă nu era cumva vorba despre răfulări, din perioada copilăriei sau ale adolescenței. Dar nu era asta. Trăise fără complexe într-o casă îndestulată, cu oameni sănătoși, unde nu îi se refuzaseră prea multe. Fusese pur și simplu zămislit altfel decât noi. Și poate că se născuse prea târziu. Ajută-mă să te înțeleg, spuse Cristea, fără să-și desprindă ochii de pe obrazul Livid. Am să încerc. Îi plăcea, de pildă, să călătorească călătorii de mente respingând orice idee civilizată, fără vagoane Pullman, fără hoteluri luxoase sau ghiduri bedecăr. Așa ceva îl sufoca, visa la petele albe de pe glob junglele acelea neexplorate din Mato Grosso sau Australia. Acolo ar fi fost fericit cu un rucsac și o cască colonială. Zâmbi nostalgic. parcă laud. Luna. Puțin îmi pasă de ea. Încă n-am văzut pământul. Vocație de explorator? Nici vorbă. Nimic științific în toate astea. O curiozitate de copil. O libertate exagerată a spiritului. Multă, multă neliniști. Știi care era cartea lui preferată? Insula misterioasă a lui Jules Verne. Asta spune multe. O citise fără exagerare de zeci de ori. Îmi venea să râd. La aproape patruzeci de ani. Îi iubea pe Robinson Crusoe, pe Cook, dacă Dumnezeu s-ar fi arătat generos, l-ar fi a într-o insulă pustie. Nu-și dorea nimic altceva. Retrăiesc încă zilele acelea. Au venit destul de repede după căsătorie. Casa plină de hărți, cărți de călătorie și o tristețe cumplită în ochii lui. Când pleca dimineața la serviciu, aveam impresia dureroasă a unei pantere cu mânecuțe de funcționar. Într-un târziu am înțeles că omul ăsta nu va supraviețui putea să ajungă prin absurd orice, președinte de academie sau șahul Persiei, asta n-ar fi însemnat nimic pentru el. Trebuia să moară lent în cinci sau zece ani, or să plece. Ochii okay, se umeziră. Și totuși mă iubea. Dumnezeule, cât mă iubea! Se opri. Maiorul privea în îngândurat jarul din cămin. După un timp auzi din nou glasul Alexandrei ca după lacrimi. Într-o dimineață, mi-a spus. Aș avea chef să traversez Pacificul într-o barcă. Cred că vroiam să glumesc, dar vocea mea a sunat altfel. Ce te împiedică? Pur și simplu a sărit de pe scaun. Adevărat, Sanda? Adevărat? Ăsta a fost începutul. După aceea totul s-a desfășurat într-un ritm amețitor. Planuri, visuri, vroia să vin cu el. Și nu era de mine. Doctorița respira adânc. Mă cunosc. Sunt un copil al orașului civilizat. Iubesc confortul, nu mă pot lipsi de baie, de răcitor, de o haină curată, care să -mi miroasă bine. N-am nimic împotriva unei călătorii. Îmi place și mie, chiar am călătorit mult, dar în vagon li și cu liniște că la destinație mă așteaptă o cameră elegantă, pe cât posibil în cel mai bun hotel. Nu m-aș fi putut desprinde de tot ce am aici, de meseria mea. Perspectiva de a trăi ca sălbaticii într-un cor de pânză, dacă aș fi avut cumva șansa să nu fiu mâncată înainte. Era pentru mine absurdă, iresponsabilă. Și în condițiile astea am fi fost amândoi profund nefericiți. Adăugă după o pauză. Poate că nu mai eram destul de tânără. În cele din urmă, doctorița a făcut un efort ca să continue. A trecut granița clandestin. Maiorul o privi, dar nu spuse nimic. i am refuzat pașaportul. Asta se întâmpla în 47. L-a ajutat un fost pacient al meu care părăsa țara. Evident, cu știința mea. După trei luni am primit două ilustrate, una de la Istanbul, a doua din Africa, câteva rânduri. Participa la o vânătoare de lei și era fericit. Fericit, fericit, cel puțin așa scria. De atunci n-a mai dat niciun semn de viață. Apoi cineva a aflat adevărul. Nu știu cum l-a aflat. Și așa a început șantajul. În ce consta? Doctorița a făcut ochii mari. Dar e simplu. Dacă refuzam suma pretinsă lunar, ar fi denunțat participarea mea. Faptul că am știut și așa mai departe. Erai soție, remarca abia auzit Cristea. Și ce cu asta? Să fi sperat în clemența instanței de judecată? n avei nevoie. În asemenea situații, soții, părinții sunt exonerați de răspundere. Nimeni nu poate pretinde unui tată ori unei neveste să-și denunțe fiul sau bărbatul. E peste puterile unui om. Alexandra își pierdu cumpătul. Vrei să spui că am plătit degeaba? Că tot coșmarul ăsta a fost inutil? Asta vrei să spui? Cristea îi turnă în pahar și îl întinse. Femeia bău totul până la ultima picătură își lărgi gulerul rochei. Iartă-mă o criză! Zilele astea m-au dat peste cap! Reluă. Degeaba, degeaba! Maiorul se apropie de fereastră. Rămase mult timp privind decorul hibernal, zbuciumat. N-a fost degeaba, Alexandra. Știi bine că n-a fost degeaba. Omul acela nu vânează lei în Africa și nu spinte căliane deschizându-și drum prin junglă. E aici, în țară. Are ochii și gura stupate cu țărână. E îngropat într-o hrubă din spatele casei dumitale. Alexandra început să râdă. Hohote oribile, neomenești, venite din adâncuri de acolo de unde viața, noțiunile își pierd sensul primar, devin iraționale. Maiorul se simți brusc obosit. Obosit de moarte. Capitolul 19 Ce a ascuns dumneata, domnule Gheorghiu? Eleonora Olaru le puse cafelele în față și dispăru cu pași muți. În urma ei pluti un parfum ușor de ierburi încinse, culese peste vară. Maiorul se gândi la scrinurile vechi, pline de panglici și rufărie de modată croită larg, cutii de bomboane, acum umplute cu nimicuri, un degetar, un evantai mic de fildeș, fotografiile unor oameni care au trecut prin lume, și astăzi nu-i mai pomenește nimeni, câteva inele subțiate, carnetul vechi de la primul bal, poate un pinsne. Ce femeie cum se cade Eleonora asta, remarcă Mircea Gheorghiu. Totdeauna a fost o gazdă fără cusur, chiar și acum. Maiorul Cristea sorbi din cafea și se uită la el dintr-o parte. Savantul, bucălat și neglijent, îi suportă privirea fără să clipească. Da, se stăpânește destul de bine. Puse ceașca pe masă. Observ că nici dumneavoastră nu v-ați pierdut cumpătul. Eu? Savantul mi o surpriza. De ce mi l-aș fi pierdut? Domnule Gheorghiu, numai un jucător foarte iscusit își poate îngădui să trișeze. Nu sunteți un astfel de jucător. Ați pierdut și încă penibil. Omul își bulbucă ochii căutând rătăcind în jur. Blestemat să fiu dacă pricep ceva. Jucător, trișat, ce înseamnă asta? Mai rulav un gest de plictiseală. Renunțați la subterfugii. Sunt naive și nu induc în eroare pe nimeni. Timp de aproape două zile v-ați lamentat cu era dispus să vă asculte în legătură cu fericirea dumneavoastră conjugală, amenințată de spectrul unei pensii alimentare pe care doamna o ignoră. Povestea s-a dovedit a fi o minciună. Și iată ne întorși la momentul inițial al discuțiilor noastre. Pentru ce erați șantajat? Gheorghiu își frângea degetele privind intens covorul. A, la asta vă refereați? Minciună, termenul mi se pare totuși cam tare. Nu mi-am să fi auzit vreodată că minciuna înseamnă altceva decât minciună. Acum aștept cealaltă variantă. Trebuie să fi pregătit vreo istorioară. V-ați pierdut încrederea în mine. Se uita la Maior cu ochii de câine bătut. E vina mea. Îmi dau seama cât suferiți. Glasul lui Crista era egal, fără nuanțe. Ascult. Savantul își cuprinsă capul în mâini. Șuvițele sârmoase, cârlionțate, îi se strecurau printre degete. Bolborosi. Nu pot să vă spun, vă rog să mă înțelegeți. Desigur, domnule Gheorghiu, înțeleg foarte bine. Dumneavoastră nu puteți spune, iar eu nu vă pot obliga să o faceți. Consider însă de datoria mea să vă atrag atenția că dintr-un astfel de refuz se trag de obicei concluzii neplăcute. S-au comis două crime. Dacă mobilul șantajului este atât de grav încât nu-l puteți divulga, înseamnă că cel puțin una din victime merita mai mult. Trebuia să moară. Sper că înțelegeți ce spun. Nu eu i-am omorât și n-am nicio legătură cu. Maiorul se ridică impacientat. În condițiile acestea, regret, dar n-avem ce discuta. Cu permisiunea dumneavoastră, se îndreptă spre ușă și puse mâna pe clanță. Îl opri glasul lui Gheorghiu. Stați! Cristea se întoarse încet. Vocea i se păruse ciudată. Era vocea altui om. Un om ca inginerul Mihăilă, de pildă. Și chipul? Interesant. Foarte interesant. Aceleași trăsături, desigur, obrazul rotund, ochii negri, părul în neorânduială și totuși Maiorul încerca sentimentul nelămurit că stă de vorbă cu altcineva, o persoană străină pe care a abia atunci o cunoscuse. O expresie nouă, îndrăzneață, alungase nesiguranța și buimăceala constantă de pe figura savantului. Părăți surprins!" râse Gheorghiu. Hmm..." Maiorul tuși ușurel cei drept, nu ți se întâmplă în fiecare zi să întâlnești actori de săvârșiți. Bănuiesc că acesta este adevăratul dumneavoastră, facies. Celălalt o haină pe care o îmbrăcați dimineața după ce vă spălați pe dinți. Destul de incomod. Ce dorea să-mi spuneți? Nu vă pot împărtăși motivul șantajului? Fac o pauză. Pentru că el nu există. Vreți să fiți mai clar? Gheorghiu a început să râdă un râs urât care îi accentua forma pătrată a maxilarelor. Dumnezeule, dar e atât de simplu! Motivul nu există pentru că eu sunt șantajistul! Doar nu era să mă șantajez eu pe mine însumi! Cristea țuguie buzele, consultându-și degetele lungi cu unghii îngălbenite. Mărturisesc că aceasta este o posibilitate asupra căreia nu m-am oprit. Probabil acum înțelege scrupulele mele. În afară de sancțiunea penală, scap din mâine o afacere mai mult decât mănoasă. Pocni din degete. La naiba, trebuie să știi să pierzi, iar eu sunt bojer. Vezi bine, vezi bine, îngână maiorul pe gânduri. Extrem de interesant. Și cum v-a venit ideea asta? nu e ușor să găsești atâtea victime dispuse să plătească bani grei pentru că le cunoști secretele. Hazardul, domnule major, el rămâne marele maestrul de ceremonii. De... Cristea a tras adânc fumul în piept. Ați avut noroc. Oamenii, în general, știu să-și camufleze greșelile. Ba, sunt mai diba cine le ascunde decât în a le evita. Vrei să-mi povesti și mie cum s-a întâmplat? Savantul rânji. Nu cum am intrat în posesia unor date vă interesează, ci dacă într-adevăr cunosc motivele pentru care ceilalți au fost șantajați. O mică verificare, nu-i așa? Vă înșelați. Realmente este mai interesant cum ați aflat decât ceea ce știți. Savantul ridică din numeri. E un punct de vedere, mă rog, cu cine vreți să începem? Mai avunge, avut un gest evaziv. Mi-e egal. Bun, să luăm pe inginerul Mihailă, prin 44. Gestapo a pus laba pe el și pe nevastă sa. Omul n-a rezistat la tratamente, doamna a murit acolo, etc., etc. Acum câțiva ani am cunoscut întâmplător la eforie un fost inspector de siguranță. Tipul reumatic făcea băi de nemol. N-are sens o lungesc într-un context care, debit în amintiri. Știți cum sunt bătrânii? Mi-a povestit adevărata istoria lui Mihailă. Amicul nostru, ce ripise nume și adrese? Un moment, îl întrerupse Cristea va oferi și posibilități de identificare, adică funcție, cum îl cheamă și celelalte? Totu, domnule, ce mai nefericit, eu era în cânt dacă l-ascultă cineva. În fine, asta mi-a dat ideea mare. Își ridică piciorul peste celălalt. Mihaila e clientul meu cel mai vechi, păi la am început să-i caut. Așa am dat de Monica Ciuvăț. Era cu un coleg de-al meu o autoritate, și, brusc, aparent fără motiv, a refuzat să-l mai vadă. Ca să nu poată fi găsită, și schimbase și domiciliu. Într-o noapte mă întorceam de la un chef, am întâlnit-o întâmplător la braț cu un bărbat. Ceva în atitudinea lor mi-a atras atenția. Parcă se furișau, iar Monica se uita mereu în spate. Tipul părea deghizat, barbă, pălărie în plin august, pe rețineți, vă rog, o căldură toridă, etc., etc. I-am urmărit și l-am aflat adresa. Ne-a fost greu să-mi dau seama că omul se ascunde. Iar la modul ăsta nu te ascunzi de nicio femeie, nici de creditori, doar de miliție. Cum ați aflat cine e și pentru ce-i căutat? Savantul râse amuzat. A fost de ajuns să le sugerez câte ceva despre cei care se sustrag executării unei pedepse. Așa, Cristea privit în țigara în scrumieră. E straniu cum viața va a pus apoi față în față cu propriile victime. Mă gândesc la oaspeții avocatului Olaru. Coincidență, dădu din numer Gheorghiu. Vă spuneam că întâmplarea rămâne suverană, de altfel despre Olaru auzisem încă de la Monica, Căutam un avocat. Ce speță! Un fleac. Ier pomeneați de o moștenire. Da, ați reținut, l-am angajat pe Olaru. Aici am întâlnit și pe ceilalți, respectiv Stratian și pe Alexandra. Cu Henry, Dima, nu mi-am bătut capul. Au pauperizat, evenimentele. Pe Stratian, de cum l-am văzut, am simțit că-i lichia. După câteva seri la metropol, am prins șpilul. Trafic de pașapoarte în stil mare. Ar mai fi doctorița Macarie, contabiliză maiorul. Era singură, prea singură. Acu doi ani m-am hotărât să fac investigații mai serioase. Plecase în concediu. Vecinii mi-au vorbit despre un bărbat care dispăruse parcă în de pământ. Într-o noapte am pătruns în casă folosind un șperaclu destul de simplu. Peretele din dormitor mi-a dat de bănuit. Suna ciudat și fusese astupată în mod vizibil o nișă. Orice s-ar spune, Alexandra e o femeie de gust, iar o nișă se poate specula splendid. Astfel s-a născut ideea că Ascunde ceva. Prima scrisorică am trimis-o într-o doară, pomenind doar de zidul din dormitor. Dacă doctorița n-ar fi marșat, aș fi renunțat. Dar promptitudinea cu care a plătit mi-a dat certitudinea. Eh, cam asta ar fi totul. Da, e destul. Cristea răsuflă obosit. Mă întreb de ce ați făcut-o. Posibilitățile nu vă lipsesc din câte sunt informat. Casa dumneavoastră e un palat. Inutil să discutăm, domnule Maior. Cu cât ai mai mult cu atât, ți se pare că nu-i de ajuns. Și nu-ți dai seama de asta decât atunci când începi să ai cu adevărat. Deci moștenirea aceea v-a fost fatală, conchise Cristea. Ea va a stimulat instinctele. Puteți să o luați și așa. În realitate nimic nu echivalează ceea ce am pierdut, o adevărată mină de aur. Și ei de ce aș ascunde de senzații nebănuite? Mă uluiește dezinvoltura dumneavoastră. Folosiți un ton de parcă mi-ați înșera fapte de caritate. Gheorghe urâse cinic. Asta este. Și să ne ascundem după deget. De altfel, Stratian va mărturisi o deschis până în ultimele clipe s-a zbătut să preia afacerea. Mai aveți ceva de adăugat? Nu v-am spus destule. Atunci, punem punct celei de-a doua istorioare. Basmul cu băiatul pe care presupuneam că mi-l veți servi. Nu înțeleg. Identificarea cu șantajistul e o nouă poveste ticluită la repezeală înșirându-mi sursele dumneavoastră de informare, ați dat din nou dovadă de o nejustificată candoare. Într-adevăr, e un fapt constatat în anumite împrejurări bătrânii devin limbuți. Vin ani când simți nevoia să arăți că ai fost cineva. Cum s-ar spune, îți dai o leacă de importanță. Dar niciodată un inspector de siguranță, când îți va relata un caz ca al inginerului Mihailă, și e puțin probabil că o va face, nu îți va preciza cum îl cheamă, unde lucrează, ce a ajuns. Primul lucru pe care l-a învățat este să-și țină gura, iar un individ hârșit timp de câteva decenii în probleme de poliție și siguranță, mirosea cu cel puțin cinci minute înainte dumneavoastră posibilitățile unui șantaj superb. Oamenii îmbătrânesc, văd mai prost, asurzesc, dar nu uită niciodată ce au făcut 40 de ani. Gheorghiu își umflă buza de jos, disprețuitor. Prosti! Credeți? De altfel, mi-ar fi atât de simplu să-l găsesc pe bătrânul palavragiu. Stratian a fost un excroc de duzină, dar nu tâmpit. Elementare măsuri de precauție, atât cât să nu-l detecteze primul consumator. Și tot și-a luat. De ceilalți? Ce să mai vorbim? Cred în oameni intuitiv, dar deducțiile dumneavoastră depășesc obișnuitul. Nu țin nici măcar de fantezie. O barbă și iată un infractor căutat de miliție, o, o nișă zidită și se naște ideea cadavrului ascuns în grădină. Poate îmi spuneți cum le-am aflat atunci secretele. Te sigur, printr-o ușoară indiscreție, a tras cu urechea în timp ce prietenii dumneavoastră discutau cu mine aici în hol. Despre afacerile lui Stratian, l-am informat eu pe locotenentul Drăgan, după ce am primit raportul celuilalt colaborator al meu: Iată-mă și omul invizibil. E absurd, nu vă dați seama! Cristeau indică tavanul. Camera în care stați se află chiar deasupra noastră. Olaru intenționa să instaleze încălzire centrală. Locul pe unde țevile de calorifer străbat plafonul nu a fost astupat, așa că se aude perfect. E o ipoteză! Certitudine, domnule Gheorghiu! întrebă aproape în șoaptă. Drăgan, mă auzi? Perfect, străbătu de sus vocea locotenentului. Mai aveți ceva de spus? Astea sunt trucurile dumneavoastră, izbucni Gheorghiu. În fond, ce interes așa avea să mărturise șantajul, din câte știu se pedepsește. Ei, aici, aici, îl privi fix. Oare ce lucruri îngrozitoare ascundeți dacă în loc să-mi spuneți adevărul, preferați o ipostază falsă cu perspectiva certă a unor ani petrecuți prin închisori. Capitolul 20. Impostorul Idiuato! Cine te-a pus să vorbești despre copil? Ai început să ai și idei? Mircea Gheorghiu sufla un aparat înecat de furie. Bagă-ți în cap, nu știi nimic! Atât! Nu știi nimic!" trânti receptorul scrâșnind. Soapa dracului!" Tresării, Cristea se desprinse din pragul și surâzând amuzat. Iată un mod foarte original de a te adresa singurei femei care contează cu adevărat în viața ta. Nu știu nimic, locotenentul lăcrămiță oftă. Marcela Gheorghiu refuza cu încăpățânare orice răspuns. Își înfășurase capul într-un tulpan și, fără plete, figura uscată căpătase un aer masculin. Părea ușor timorată, dar în general se stăpânea destul de bine. Soțul dumneavoastră are rude?" Femeia strânse buzele. Nu cunosc problema, discutați cu el." Bine, dar e absurd. Sunt chestiuni în care nu mă privesc." Derutat, lăcrămiță privi în jur. Casa era splendid, mobilată, obiecte de preț care nu se adună într-o singură viață. Galeuri, tapițerii scumpe, tablouri, porțelanuri diafane, piese din jad, aluabastru și argint, obositor de multe înșiruite ca într-un magazin. Marcel a păstrat o simetrie pedantă în repartizarea lor și senzația de expoziție cu vânzare era și mai puternică. Pe lăcrămiță îl lipsa de grație interiorului, canoanele mic burgheze de frumusețe, gafele, mileuri de ață apretate astupând medalioanele din email ale unei mese care număra secole, păpușica în malacof, industrie casnică din fața oglinzii rotunde cu ramă de bronz, plicul pentru perii din stofă neagră, brodat cu motive sentimentale, agățat lângă un scrin din secolul al XVIII-lea, ochilocotenentului Poposira asupra unei fotografii, doi bărbați în vârstă, cu figuri spiritualizate. Unul din ei i se păru cunoscut. Purta o lavalieră neagră cu bulină. Nu-i cumva scriitorul Delea? Da, da, el trebuie să fie. Foarte interesant. Și celălalt. cine e celălalt, doamnă? Marcela Gheorghiu abia își mișcă buzele. Unchiul soțului meu, era primul răspuns. Trăiește? Nu știu, și îl privi cu ochi fix de sticlă. Dumneata îmi vorbești de bătrânul Agobian. Cum să nu ne cunoaștem din copilărie? De la pufăi din pipă. Era un om în vârstă, peste șaptezeci de ani, cu fața brăzdată și trupul voinic. Avea pasiunea călătoriilor pe mare, făcea canotaj și juca tenis. În dimineți de primăvară putea fi încă întâlnit cu racheta pe terenurile din spatele facultății de drept. Plocotelentul se simțea stingher în fața scriitorului, neputându-se desprinde de mentalitatea fostului elev crămiță Eugen, care își zdrobea capul în fața temei, natura în opera lui Marin Delea. Era un tip agobian ăsta, zgârcit, mizantrop și cu un instinct al banului la care lucra să regenerați întregi. Oacheș cu nasul mare și sprâncene groase îmbinate. Tot de la ei moștenise pasiunea pentru frumos, gustul subtil care nu-l înșela niciodată. Când a murit, a lăsat o avere. Delea clătină capul pe gânduri. Cum au trecut ani? Într-un timp îmi intrase în cap să cumpăr de real, o măsuță de argint, o piesă veche provenită, spunea, din haremul sultanului Mustafa al nu știu câtelea. Asta era, desigur, trombon, așa mi se pare că spuneți dumneavoastră, tineri. Cert e că masa mă nebunise. Vedeam și locul ei, tocmai achiziționasem un de narghilele în fine, n-a vrut și pace. Începu să râdă. pățâna ca și catării pe care dumnea dumnealor străbunii să-i duc când dușmarfa spre bazar. Da, uite că m-am luat cu vorba. Scuză-mă. Avea rude? Scritorul respira adânc. Rude? No, un singur nepot. Venea uneori să-l vadă duminica la prânz. Știi cum se întâmplă? Băiețelul gătit, proaspăt, tuns și lins ca o pisică, Obligată de mai că să-și să viziteze unchiul cărpănos și ursuz. Nu uita să spui să rumână, mulțumesc pentru masă, nu cere nimic, nu pune mâna pe nimic, parcă îl văd înghițind cu noduri, timid, cu ochii albaștri mereu plini de lacrimi. Ia ascultă, nu bei o cafea? Mulțumesc! În ciuda tonului amical și a volubilității lui Delea, locotenentul continua să se simtă stânjenit. L-ați revăzut ulterior pe nepotul lui? Da, mergeam pe calea victoriei și m-a oprit un tânăr. L-am recunoscut ușor de la prima privire. Băiatul păstrase fenomen, rar întâlnit, configurația copilului. A, același obraz mic, aceiași ochi. Am intrat la cina și mi-a povestit o grămadă de chestii. Era student la Iași. La Iași? Întrebă Mira plăcrămiță. Spunea că nu se dă un vânt după capitală, că în province se învață carte, tot felul de sloganuri pe care tinerii au impresia că le-au descoperit ei primii. Băiatul ăsta e astăzi milionar, te asigur. Vă referiți la succesiunea lui Acopian? Evident, era unicul moștenitor. Lăsase ceva fără importanță fetei care îl îngrijise în ultimii ani, o infirmieră foarte conștiincioasă, dar antipatică. Antipatică la modul izbitor, unii se nasc așa, un blestem. Lăcrămiță a o idee. Poate vă amintesc cum arăta. De le-a rămas în... întâi pe gânduri. Greu de spus, sunt totuși ani de atunci. În orice caz, pălăcită cu trăsături regulate, dar fără strălucire. Despre astfel de oameni eu obișnuit să spun că sunt la cinci minute de frumusețe. Ca să mă înțelegi mai bine, am să completez. N-are importanță ca ai întârziat la gară cu cinci minute sau cu o oră. Chestia e că ai pierdut trenul. Fetei îi lipsea de ștușa finală. Oricum, când te uitai în ochii ei, era limpede că știe ce vrea. O chema cumva cela? Locotenentul urmărea încordat chipul scriitorului parcă. Lectorul era un bărbat brun, mărunt, cu figura aceea caracteristică a oamenilor excesiv de iritabili. Părea veșnic nemulțumit, individul care totdeauna găsește ceva de obiectat, congenital circumspect, spaima seminarilor și a examenelor, probabil că în legătură cu materia lui, studenții obișnuiau să afirme sentențios. Dacă ai luat tehnologia de trei la Popovici, ai terminat facultatea. Îl măsură scurt pe lăcrămiță. Ai venit la consultație? Acum, ah, înainte de examene. Face impresie, nu? Și în capul vostru! Credeți că mă duceți cu chestii de-astea?" Locotenentul început să râdă și se legitimă. Lectorul îl asculta atent, trăgând nervos din țigară. Pe Gheorghiu, întâmplătorul, țin minte. La sfârșitul lui doi a avut un reviriment formidabil. Bănuia că la mijloc trebuie să fie o femeie care l-a stimulat. Ce fel de reviriment? Când a intrat în facultate, era o lichea. Absențe cu ghiotura nepregăti la seminarii, chefuri, scandaluri la cămin, se pusese chiar de câteva ori problema să fie exmatriculat, dar sprijinea catedra de sport. Și dintr-o dată a devenit alt om, conștiincios tocilar și spre surpriza tuturor, excesiv de timid. Un student excelent pe care te puteai bizui. Nici azi n-am înțeles ce s-a petrecut cu băiatul ăsta, pentru că, dragă domnule, mi s-a spus că a venit la dumneavoastră prin transfer. Îl întrerupse la crămiță. Ce transfer? De la ea și în anul întâi sau doi. Nici gând vă spun precis. L-am avut chiar în grupa mea de la bun început. Locotenentul era din ce în ce mai nedumerit. Un tânăr delicat cu ochi albaștri. Atunci nu e asta, făcu lectorul. Mircea Gheorghiu, studentul meu, era brun cu păr voi. Nu știu exact ce culoare de ochi avea, dar în orice caz nu albaștri. Colțul gurii îi zvâcnea nervos: Cred, domnule, că ne-am deranjat reciproc.